Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bine ai venit, Cătălin. Bine te-am găsit. Avem rațiunea zilei, anunțasem pe ascultătorii noștri ceva mai devreme. Toate bune? Te văd concentrat așa, calculezi ceva? Da, mi-a trimis cineva o listă de mâncăruri egiptene. Ok. De-aia a zis hummus cu ardei dovleac copt. Ia uite, domnule. Ardei capi umplut cu cremă de iaurt cu usturoi. Se găsesc la Tarabe, pe lângă piramide, pe acolo? Da. Ți le aduce o cămilă. Da. Care nu e îmbrăcată în alb, că ai auzit ce simbolizează albul pe acolo. Da, doliu e. Un pic de doliu, da. E invers la noi, dar trebuie să recunoști, domnule, președintele sportiv a arătat bine, doamna Carmen, la fel. Excelent. Îi prinde albul, da. Când mă duc în Egipt, când o să ajung, o să mă îmbrac și eu la fel. Cred. Bănuiesc. Îți dorim succes să ajungi și președinte, ce putem spune, deși nu știu dacă ne dorim neapărat doi președinți îmbrăcați în alb, unul după altul. Începe rațiunea zilei să vedem cine mai povestește. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Nu este clar nici până la această oră, oameni buni, cum va arăta și poate mai important de atât, care va fi, de fapt, orientarea cabinetului lui Nicolae Ciucă? Cine îl va susține pe premierul desemnat în Parlament? Să fie vorba de PSD sau să fie vorba de USR? Și haideți să luăm probabilitățile pe rând. La USR lucrurile sunt foarte clare. Partidul lui Dacian Cioloș zice așa: dacă ne luați cu miniștri la guvernare, eventual aceleași posturi pe care le-am avut în coaliția anterioară, venim și vă sprijinim și vă dăm voturile noastre, altfel nu. Florin Cîțu a zis, nici vorbă să se întâmple așa ceva, domnul Cîțu e în continuare supărat pentru că USR nu-l vrea pe el. Aici e toată tărășenia și le-a spus, uite, dacă ne votați acum, după 7-8 luni guvernul ăsta pică și vă luăm la guvernare. E, cum? Și domnule Ciucă, ce îi spui? Că e un guvern ăsta, interimar de sacrificiu. Da, așa, haideți, domnule general, treceți-ne iarna, că dumneavoastră știți mai bine cum să vă sacrificați pentru patrie. Dacă o luăm din partea aia, altă, de la PSD, acolo cred că sunt mai multe tabere și cred că lucrurile nu sunt clare. Poate că unii ar da un vot pentru un guvern minoritar, dar cu siguranță alții vor direct la guvernare. Și ăsta e un curent de opinie care unește pe mulți lideri de rangul 2 din cele două partide. Adică mulți spun așa, domnule, dar hai să fim onești unii cu alții. Suntem niște partide care oricum suntem mai apropiate în diverse gândiri decât sunt cu USR-ul, PNL-ul. Am mai făcut parte dintr-o alianță politică acum 10 ani, e adevărat, aveam un dușman comun. Haideți să ne unim și rămânem împreună la guvernare până în 2028. Doar că aici apare cealaltă problemă cu arderea tuturor podurilor. Domnul Florin Cîțu, aparent, a fost unul dintre mari adversari ai PSD-ului, adică cel mai rău partid, aici luptăm împotriva PSD-ului. Nu mai este loc. Domnul Ciolacu a dat de dimineață așa o, nici nu știu cum să zic, o sugestie. Domnule, v-am susține dacă ați venit cu un fel de guvern de tehnocrați, domnule Ciucă. S-ar însemna să nu fie oameni politici din PNL, ci oameni care sunt pricepuți la meseria lor. Și acum pare că iar se derulează un pic înapoi, pentru că se zice, nu mai susținem un guvern minoritar. Deci nici acolo nu e clar. Eu am impresia uneori că mai mult ne agităm noi decât ei, știi? Adică da, noi pe margine încercând să deslușim ceva. Da. La ora 13 s-a întors din excursie domnul președinte și, mă rog, sunt așteptate lucruri importante, adică sunt așteptați la Cotroceni și liderii PNL și PNL va avea mâine o ședință care să stabilească cum stă treaba, urmând ca până sâmbătă să depun o listă. Acum, prezumția mea, adică micul meu pariu, e că PNL va merge cu o listă în Parlament, vom vedea cum e alcătuită, în ce direcție, după care va mai avea câteva zile
în care va căuta sprijin, știi? Adică mai poate construi audierile la miniștri, încercăm să-i promovăm, să-i ducem pe mai multe zile, ca să poată să obțină sprijinul ăsta fie dintr-o parte, fie dintr-alta. Asta cred că se întâmplă, dar mai important de atât, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru care mi se pare cel mai relevant în chestiunea asta. Esența, de fapt. Oamenii aceștia nici nu știu ce fel de guvern vor și încotro să-l ducă. Că e un exercițiu politicianist și care nu are legătură cu noi, vi-l dă faptul că negociază cu două părți care sunt opuse total. Dacă faci guvern cu PSD, e un guvern în care vei mări pensii, vei da mai multe ajutoare sociale, vei mări alocațiile, nu? Astea sunt cererile obișnuite, asta e politica PSD-ului în general. E un guvern cu accente de stânga, cu mare presiune pusă pe ajutoarele sociale, adică pentru oamenii care au mai mare nevoie. Dacă faci guvern cu USR, e de cu tot o altă factură. Adică USR nu este foarte preocupat de ceea ce am numit până acum, ele cu reformele, cu justiția, cu construcția de autostrăzi și așa mai departe. Ori tu ca partid PNL, în acest moment, nu știi și dai dovadă că de fapt nu știi ce vrei și nu te interesează decât puterea, că tu nu ai un plan concret. Bă, cum să arate România? Dacă noi punem un guvern acum, cum o să arate România? O să arate România cam cum vrea PSD-ul? Sau o să arate România cam cum vrea și USR-ul? E, asta e cea mai bună dovadă că, de fapt, ei nu sunt preocupați decât de... Cam cum vor oamenii ar trebui să se preocupe, să mai întrebe în stânga, în dreapta, să mai iasă în viața reală și o să afle ce vor oamenii. Și probabil, știu că sunt așa foarte generalist, dar nu m-am putut abține. Îți mulțumesc, Cătălin. Mâine, de la ora 13:15, doamna primara ta. Veselie mare la Europa FM, că toți ziceau ascultătoare să faci și tu emisiune. Doamna Clotilde. Da, doamna Clotilde. Subiecte mai vesele, da. Da, nu-mi pare rău că nu găsesc subiecte mai vesele, dar... Păi o să fie mâine veselie. Da, zic eu, o să fie, da, sigur, da. Bine. Mai vrei să dau ceva? Nu. O să fie ok, o să fie o emisiune foarte tare, îți dai seama. Da. Clotilde Armand în dialog cu ascultătorii noștri. Îți mulțumesc, Cătălin, te așteptăm mâine la Deșteptarea României 13:15. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM.